tuberculoză sau de altceva. Bine, preotul trece comisia medicală. Da, da, regulat, da. Și el și matul și așteptă. Îndrăznești să vii pe sânt vreodată în biserică să-l controlezi? Pe că noi, când asovim cazuri, decât la școală și în casa de cultură. Iată acolo merge și întrebarea. Da, și este apă curgătoare în spală de seală. Canalizația este... Este detergent care face... Ai detergent au și eu acasă, dar n-am... Da. Dumneavoastră la bară aveți... Da. Ce aveți? Ești și tot ce trebuie. Bun, dar nu trebuie să cerim așa. Noi trebuie spun să vivem în proiect hotărârii, anume de-au obligat toți aceștia oameni care au în responsabilitate măsuri unii oameni vin în comun, te-au obligat de a trece un șir de măsuri după care să fii scăriți spre venit din punctul medical. Eu propun să luăm o decizie prin care să rugăm instituțiile medicale și o sani pentru sau care poate să îngheie nouă un aviz referitor la și să fac practice acolo. Lasă de un aviz, e legal, e protejat sau nu protejat. Corespunde normelor sau nu corespunde. Pentru că noi dăm bani, când e vorba 2500, nu-mi pare eu, că pentru oameni. Dar sănătatea nu-i pentru oameni noștri din sat. Și numai de-a dacă mă întâlne Dumnezeu, noi trebuie să scăpăm... Să magazinul cel mare, protecție-mi asigurată cu oameni. Prin asta, dumneavoastră, vreți să lăsați așa mai departe, da? Nu că vreau să vă zăpusim eu, care e propunerea dumneavoastră? Propunerea mea de a chema... să ne pierdu, cred că e... De a merge apă curgătoare la... Da, să avem autorizații pentru a face mâncare acolo, practic, minimum sanitate. De aceea, organelor, adică punctul lui, care ca în locuri cu tare, să fie dat autorizația, lasă să fie. Acolo se face apă curgătoare, nu-i canalizație, nu-i, nu cred că e cu pestele de o singură folosință, nu cred. Și femeile și ele care, eu știu, vârstă treaba lor cât au mai tineri, mai în vârstă, dar igiena, eu sunt așa, bănuiesc că nu se respectă. Bun. Ați terminat undeva? Da. Ultima propunerea. Să faci un comentariu pe fiecare care vorbesc. Nu, eu nu fac pe fiecare. Până acum ați vorbit, o să nu am vorbit pentru lume. Întrebarea asta a trecut într-un plan unilateral și se accentuează că cei mai mari, cel mai mare dat, care se gânașe cu lucrul ăsta, sunt focari mai mari în localitate, în afară de biserică, eu nu spun că și acolo e strălușit, dar sunt locuri mai murdare în localitate, începând și de la Bunoi, știi, care noi trecem pe lângă dânsul, începând și de magazinele care nu au ce știu să aibă în jurul magazinului și în magazin. Și chiar și instituțiile publice
primărie, casă de cultură, grădinița, gimnaziu. Dar cel mai mare focar e la fondul cultură. Da. Unde? La fondul butoiului. Asta e la întrebare. Și încă o întrebare. Eu nu cred că, totuși, la insistența cuiva că la biserică se duc și ei membri, dar dacă eu știu că omul duce la biserică, el se pregătește. Dar la magazin, la magazin se duc toți spălați, nespălați, îmbrăcați, neîmbrăcați și nu știm ce putem. Asta e părerea. Cum poți să discuți? Care sunt condițiile la biserică, dar cum ne duci la biserică? Dar noi nici nu trebuie să vorbim azi de biserică. Acolo noi ne-am vorbit, dar noi suntem așa o trebuie de mulți hotărâți să facă acolo niște condiții. Dar nu să discutăm amuia că... Noi 5 ani nu putem să hotărâm că se doi mai aici 20 de cuburi sau 10 cuburi de hotărâți să facă o scade. Care e contribuția la fiecare? Că avem fiecare, spunem acolo să facem, ca să ajungă timpul și pe noi să ducă acolo. Dar să fie din chestia asta cu... Dragă apă acolo, cran, turbinet să fii, dar de ajutat, noi să ne ajutăm acolo să facă niște condiții, dar nu sunt. Slasa purgătoare femeicile, cât să ajungem când își spălește iarna, poate tu nu ai avut de mormântat, dar noi am avut, am trecut printre aia asta. Două mături l-au așteptat, că erau la rând și o lăsând pe mult patru zile să ajungă rând acolo. Aici e bine, iată, de viață întrebarea e normală și e reală. Așa, așa, înseamnă o sistemă, dacă nu e de iepurare, e locală, o să fie trecută să arunci și zoile, deșeurile de la... Băi, merge vorba, discutăm la urmă, dar ții și dăman, merge vorba că acolo poate să fie în vocal. Dar nu-l vedem chiar în primul rând, că acolo e un vocal. Propunem, scrieți, strați, că nu iasă. Oameni, urmigată de cu noi, spui acolo, urne. Eu vă spun, chiar și dacă cineva se molipsească, dacă omul se duce și mănâncă, organismul sănătos, opune rezistență dacă organismul se tur și e sănătos. Nu poate să ne bacim și ala de acolo, mai degrabă, adică când tu ești într-un contact cu și ești slăghit și chimisit de oameni într-o adunare de astea, mai degrabă... Da, dar dacă noi fiecare să trecem examenul profilactic și ai să vieți în fiecare an și ei noi să molipsești pe alții cum sunt alții și ori. Și chiar... Dar trebuie să spuneți ca medic, adică acolo nu poate fi infectat nimeni, da? Mai sunt propuneri. Da, cu bucură. Mai sunt întrebări și propuneri. S-a propus. Nu pe el la proces pe el. S-a propus. De a cere implicarea organelor competente, cum a spus dumneavoastră, Sanepidul, nu Sanepidul, e centrul de sănătate publică. Dați votez atunci apart, eu da. Nu sunt pentru asta. Dați faci mai la oameni și numai din că îți faci sexualia la centru de sănătate publică, să le iei. Nu e cu biserică, eu nu spun, eu v-am scris așa. Ei au programul lor de activitate. Eu am scris că de el a înaintat de mesul de el. Dar și de ce e dumneavoastră? Hai spuneți, știți. Eu am semnat că mine și am deci de a înaintau de mine către sănătatea publică, serviciul sănătate publică ce mișcă ea, de a cere la toți agenții economici și instituțiile publice unde activează un număr mare de persoane, inclusiv și biserica, ca fiecare din ei să aibă autorizație sănătate funcțională. Dar noi toți avem, Constantină. Nu s-au spus. Noi mai credeți așa o decizie, vă dumneavoastră și ne-a spus eu așa în spune. Eu vă spun că și am scris și ați spus noi. Nu am spus noi, dar spunem la lor. Mai departe, care doi e soluția. Și a doua care a fost, fiindcă dumneavoastră, într-adevăr, propuneți condiții de creat la biserică, ajutor, cum și spune cineva, trebuie să strecem pe acolo. Da. Poate, într-adevăr, necesită ajutor biserica de a conecta la conducta de apă și de o soluționare cu, de implicat, o soluționare cu sarai și asta, cum spun noi, cu... Da. Păcar, unui spatar. Poftim mai înțeles și propunem mai să fac. Biserica pentru fiecare praznică e care va plata acolo, e... Și cine mai plătește? Nu mai plătiți, nu mai plătiți oamenii. Dar cine plătiți? Biserica. Dar cum cât ai plătit? Vă dat, ai plătit? Statoria. Nu plătiți. Dar și cine plătiți? Să ne știu, mai n-am venit să te plătiți. Păi eu fac praznică. Dar noi nu știu ce plătiți. Și ne-am venit și te plătiți. Cine plătiți cu voi în decizii care au fost și domnul sectat, o primă dată? Eu cer pe puncte aparte să fie locos. Cu autorizația sanitară. Cu minus. Prima. Și intru
pentru prima întrebare, ce negociază? 1, 2. Așa, 2. Nu, nu. Sunt obținut. Potrivit și nimic. 1. Sunt obținut. 2, 3. Și 4. Încă 1. Și pentru întrebarea a doua, ce vreți? A doua cu apa. Apă și canalizare, nu mai ești vorbit de canalizare. E canalizare, să zic, eu știu. Păi trebuie să-și canalizare, dar nu-ți fac apă. Dacă ați spus față de este de... Da. Apă și canalizare locală. Nu, bine. Noi, mi-am propus că să acordăm ajutor. Am finanță din Rusul, nu-i pentru treaba asta. Care am propus așa? Nu, acolo e să tragă apa, să tragă mie, care i-am răspuns, să tragă apă. Tragă apă acolo și să ducă să ducă păcălișile, nu? Care mă știu. Dar atunci faci și așa de obligat conducerea bisericii sau care răspunde locală și ala să tragă apă, să facă condiții, să facă condiții. Eu nu spun că azi, mâine sau, dacă spune problema așa, ce? Da, 1000, 2000 de lei, cât? Nu, dar pe spune, nu e nici apă, dar nu are să achită strada. Nu vei gândiți că apa și care o duc la fântână? Nu, e mie rău, care apa care se asigură în plăbire. Cu apa asta care nu se asigură, e bine și nu am pomp pentru spălatul bidilor, și gata. Nu poți să știi că dacă ne-am dat cu Marinu Sfără. Marinu Sfără, pentru că este el. Noi discutăm cu urmărețe sau ne punem la acord, oameni buni, hai să spuneți. Lipăruri și urmă să mă rea, dacă nu ne spune. Mie e vorba să vă scrieți că mi-am dat cu apă. Cum putem noi am să tragem acolo canalizare, apă și am văzut când la noi se discute că și ceva să acordăm ajutor, ori să contribuim pentru cei că noi să facem... Bine, dar nu merge vorba că noi să contribuim, dar dați-vă obligăm să tragă apă și facă de sargă cală. Poate că știe jumătatea noi. Să-i obligăm. Și da, da. Deci la zi. Și eu să fac de unul, să strângă la oameni, o să implice lumea atunci, cum, dar primăria nu are forță, nu are nu știu, dar dați-vă obligăm. Serios. Da. Sau să le recomandăm. Eu știu că aveți, dar vedeți cum intrați în colegii și propuneți la urmă, nu vă dați nimic. Nu, poftire. Și vă dați. Ce cu apă? La Staraia, nu la biserică. Nu mi-a acolo. Bă, e întrebarea, cum faci ceva nou acolo? Și dacă e de nou, nu se trage nicio apă. Bine, atunci punem altă întrebare. A doua act. Informația care trebuie prezentată doamna Scrugăteanu. Vă rog, cine dintre asta consilierii vă dați? Și gata, dacă n-a uită, normal, între tine, vreau să fac atâta critică, ștești pe divin, să mergi mai departe. Nu, mi-a luat apa să vezi, mi-a luat nu a... A, informația prezentată, vă lasă spune. Dar înseamnă că e bine, că tuberculos tot este. Păi ați văzut, e tot bine. În referat în raportul meu, s-au accentuat că dumneavoastră necesită ajutor cu la privirii cu la problemă. Transportarea și clorurul de vardă și transportarea persoanelor. Păi, dar pe aici fiecare, dacă se duce din contul lui, se duce azi unul, mâine unul și nu mai se duce. Nu poți să duc, trebuie să-i duci în forțat. Spitalul acum de transport, la primărie și cerii ajutor de... Noi, parcă am dat, de sfânt, a dat 10.000 pentru aceștia. Și de acolo am făcut pentru transport și banii doar sunt preconizați.